Dumnezeu mi-a dat un vis. Era cu prigoana creștinilor. Era cu prigonirea bisericii. Dumnezeu mi-a arătat în vis. Se făcea că eram o mulțime de femei cu copii și câțiva bărbați erau între noi. Acolo era și tatăl meu. În timp ce ne-am văzut în sala aceea mare, mulți femei, copii, eram. Și cum mi-am dat seama că toți oamenii care eram acolo, eram copiii lui Dumnezeu, care noi în timpul acela trebuia să fim dați la moarte pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Erau niște oameni care erau puși de cei mai răi oameni. Erau niște oameni de partea satanei și ei voiau să ne chinuie foarte grozavnic. Ne băteau, ne loveau, ne făceau ca niște cârpe și voiau doar ca noi să spunem lucruri în batjocură lui Isus, să spunem lucruri rele pentru Dumnezeu. Dar noi nu spuneam nimic. Eu stăteam și priveam la toți și nimeni nu spunea nimic de Dumnezeu rău. Din contră, ei îl lăudau pe Dumnezeu și vorbeau bine și spuneau: eu în scurtă vreme mă voi întâlni cu Dumnezeu, dar voi care faceți lucrările lui Satan sunteți de acum chinuiți și n-aveți pace, liniște în voi, dar veți vedea că noi vom ajunge în împărăție cu Tatăl nostru, cu Dumnezeu, iar voi veți merge acolo unde v-ați pregătit locul, pentru că sunteți niște oameni ai satanei. Atunci, în timpul acela, am văzut pe tatăl meu, fiind păstor, i-ar tăiat mâna și i-ar spus: vorbește doar lucruri rele de Iisus, vorbește împotriva lui ceva și o să-ți dăm drumul de aici. Nu o să mai avem treaba ta, doar numai să spui vorbe împotriva lui Dumnezeu. Și tatăl meu a spus: nu voi putea să fac aceste lucruri, pentru că atâta timp, atâta viață lungă am slujit pe Dumnezeu și acum când trebuie să fiu dat la moarte, să mă lapăt de Iisus, niciodată nu voi putea face acest lucru. Faceți cu mine ce vreți. Și numai ca să se lapăde, i-ar tăiat mâna. După aceea, oamenii acelea care ne chinuiau, noi eram într-o sală foarte mare și acolo eram mulți femei cu copiii noștri, eram chinuiți, batjocoriți, bătuți, doar pentru Isus. Într-o dată ei au strigat și au spus să aducă oamenilor ceva să dea la copii să mănânce. În timpul acela mi-ar adus o prăjitură mică, le-ar pus în coșul și a spus fiecare să meargă să-și ia din prăjitura aceasta. Era dulce, era numai ca pâinea, dar ceva dulce era. Și fiecare s-a dus și a luat pâinea și a mâncat, a dat la copiilor. Dar în timpul acela, o femeie mai bătrână, de seama vârstei mamei mele, a fost lovită și ea
se zbătea și spunea: tot ce îmi vei face, eu nu mă voi lepăda de Iisus. Poți să-mi faci orice, că eu nu mă voi lepăda. Eu voi merge înainte. Atunci au strigat oamenii aceia să se deschide porțile. Porțile acelea erau ca și cum că eram închiși în garaj, unde se țin mașinile, așa era o sală, dar foarte mare acolo unde stăteam, unde ei ne chinuiau. Când au deschis porțile, toți am ieșit spre acele uși afară. Când am ieșit afară, nu era nimic, era doar câmp. Și femeile, noi femeile strigam și spuneam: priviți spre cer, priviți spre cer. Se făcea că noi eram mult timp acolo, în închisoarea aceea, și eram foarte chinuiți. Și n-am mai văzut ziua, n-am mai văzut soarele, n-am mai știut dacă e zi afară sau noapte, că eram închiși. Și pe cer ni s-a arătat un drum de nori, dar drumul acela era foarte scurt, nu era drum lung, dar cerul era întunecos. Și pe cer se arăta drumul acela în nori, așa cumva, nu știu cum să vă explic. Era scurt și foarte îngust. Și noi când am privit drumul acela spre cer, am știut că noi creștinii mai avem scurtă vreme și trebuie să plecăm, să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Aici am terminat visul. Am rămas pe câmpul acela. Am știut că o să rămânem pe câmp și nu o să mai avem chiar nimic cu ce să hrănim copilașii noștri. N-am mai avut nimic, doar un singur lucru voiam, ca Dumnezeu să vină și să ne răpească. Așteptam venirea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că anul acesta, ianuarie, anul 2023, pe data de 3, Dumnezeu mi-a arătat un vis care se făcea că eram pe un drum. Se făcea că eram în România. Iar drumul acesta, cum se făcea, era foarte trist și întunecos, ca și cum că venea ploaia. Și eu am privit la căsurile, la blocurile de acolo și am spus: Doamne, ce tristă este strada asta, nimeni nu este afară. Dar am spus: Doamne, zic, ce diferență este blocurile din America, pentru că eu sunt în America acum, și ce întăriți sunt aici toate căsurile, sunt foarte bine întăriți. Dacă vine vânt tare, nu le poate lua vântul, dar în America, când vine o furtună mică, imediat le ia furtuna, pentru că sunt slabi. Și atunci am privit așa către ceva acolo, era un bazin mare, foarte mare, cu apă, și acolo erau doi dragoni mari, foarte mari. Unul era negru, celălalt era spre roșu. Și când am văzut acele două dragonuri, m-am speriat foarte tare și m-am dat așa, eu eram departe de ei.
Dar când le-am văzut, m-am dat și mai departe și mi-era așa frică să nu iasă de acolo să mă prindă. Dar într-o dată, dragonului acela negru i s-a dat un cap de om. Și într-o dată, capul omului acela a început să-mi vorbească. Și mi-a spus așa: vezi, eu puțină vreme mai stau aici. Eu puțină vreme mai am să fac pe cei creștini al Domnului să le cadă de la credință. Le voi face chiar să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Le voi dărâma, îmi zicea. Cine crezi tu că este cel mai tare pe calea Domnului? Cine crezi și cine este cu adevărat cel mai credincios al lui Dumnezeu? Eu îl voi făcea să cadă de la credință, să vorbească urât înaintea lui Dumnezeu. Atunci eu am spus: nu, nu se va putea acest lucru, că cine este lui Dumnezeu nu se va lepăda ușor de Dumnezeu. Și el a spus: știi tu, fata ta mai mică, care o iubești mult, uite, eu le voi da boli la oamenii care sunt al lui Dumnezeu și voi reuși ca moartea să intre în căsurile lor și eu, așa, eu voi amăgi poporul lui Dumnezeu și voi face ca ei să se lapădă de Iisus, ca ei să spună: de ce, Doamne, ai lucrat așa? Eu ți-am slujit. De ce ai îngăduit ca lucrul acesta să se întâmplă mie? Pentru alți creștini al lui Dumnezeu, spunea demonul acela. După aia, dintr-o dată, a ieșit afară din apa aceea și a spus: uite, vezi cum voi distruge aceste blocuri, cum voi face, cum îți voi arăta ce o să fac, pentru că știu că puțină vreme mai am pe pământul acesta și de aceea vreau să dobor pe fiecare creștin al lui Dumnezeu, să-l pun să fie al meu, să nu mai slujească Domnului. Vreau să le amăgesc. Și atunci i s-au dat picioare și mâini dragonului acela negru și a început să lovească cu coada lui. Când dădea câte o coadă în blocurile acelea care erau întăriți, și spuneam că orice va veni, ei nu vor cădea pentru că sunt tari. Când dădea, nu se spărgeau sau se făceau nimic, dar se făceau praf, ca praful rămâneau. Atunci eu, cum el îmi vorbea, mergeam în cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa și spuneam: Doamne, tot ce el spune, ce el vorbește, scrie în cuvântul tău în Apocalipsa, că este scurtă vreme, îi se va da ca el să fie pe pământ, ca el să facă, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși să-i doboară de la credință. Atât am avut din partea Domnului.